Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Urmărim pentru început cele mai importante titluri ale ediției. Ziua Drapelului Național a fost marcată și la Ploiești. În cadrul ceremoniei, autoritățile s-au închinat în fața drapelului și l-au sărutat. Doi prahoveni, soț și soție, au fost prinși că vindeau ilegal bijuterii din aur în târgurile din Prahova. Acestea erau aduse din Turcia fără să fie declarate la vamă. Momente emoționante pe scena sălii Europa a Palatului Administrativ din Ploiești, unde a avut loc un spectacol caritabil dedicat Medeei și lui Mario, doi îngerași care suferă de o maladie rar întâlnită în lume. Ziua Drapelului Național a fost marcată și la Ploiești. Evenimentul a avut loc în fața Palatului Culturii. Autoritățile s-au închinat în fața drapelului și l-au sărutat. Ceremonia organizată cu ocazia Zilei Drapelului Național a început cu înălțarea acestuia pe catargul din fața Palatului Culturii. A urmat apoi o slujbă religioasă de sfințire a drapelului, după care reprezentanții instituțiilor prahovene s-au închinat și au sărutat pe rând drapelul. Drapelul acesta să fie semn al iubirii de patrie și de neam, al vrednicii și al unității noastre spre întâlnire și comuniune frățească. Binecuvintează, Doamne, drapelul acesta ca să reamintească tuturor neîncetată datoria de a spune iubire de Dumnezeu și de biserică și de neam, spre binele și fericirea tuturor, precum și spre bucuria celor ce au cerut sfințirea acestui drapel. Se binecuvintează, se sfințește drapelul acesta cu această apă sfințită și cu puterea Duhului Sfânt, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu au lipsit nici discursurile autorităților, iar ceremonia s-a încheiat cu defilarea militarilor. Sărbătorim astăzi cele mai frumoase trei culori din lume, roșu, galben și albastru. Ei bine, drapelul României nu este, așa cum s-ar putea crede, o chestiune care ține de istoria modernă, ci are adânci rădăcini în istoria noastră. Undeva pe la anul 500, împăratul Justinian a acordat aceste culori garnizoanelor pe care le înființa lângă Dunăre, garnizoane formate, evident, din urmașii dacilor. Tricolorul, mai mult decât un simbol al suveranității, evocă sacrificiul incontestabil al înaintașilor noștri, care ne-au asigurat libertatea și respectul ca națiune. În calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean, îmi exprim omagiu față de acest etern simbol al unității noastre românești. Tricolorul reprezintă legătura indisolubilă între trecut, prezent și mai ales viitor. Drapelul nostru nu este doar un simbol. El reprezintă devotamentul nostru față de țară, curajul nostru pentru a apăra valorile și unitatea noastră. Sărbătorim astăzi nu doar un drapel, ci și o națiune întreagă care se unește în jurul ideii de libertate și progres. Ziua de 26 iunie a fost proclamată Ziua Drapelului Național prin legea numărul 96 din 20 mai 1998. Drapelul României trebuie arborat în mod permanent pe edificiile și sediile autorităților și instituțiilor publice, la sediul partidelor politice, al sindicatelor, al instituțiilor de învățământ și cultură, la punctele pentru trecerea frontierei, precum și la aeroporturile cu trafic internațional. Thank you.
Doi prahoveni au fost prinși că vindeau ilegal bijuterii din aur. Acestea erau aduse din Turcia fără să fie declarate la vamă și apoi comercializate în târgurile din Băicoi și Filipeștii de Pădure. Polițiștii au descins la cei doi acasă. Polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Câmpina, au pus miercuri dimineață în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în comuna Filipești de Pădure, într-un dosar de contrabandă. Doi soți ar fi achiziționat încă din decembrie 2022 până în prezent bijuterii de aur din Turcia, pe care le-ar fi introdus în țară fără a respecta obligațiile de control vamal. Ulterior, acestea erau comercializate în județul Prahova, în special în târgurile din Băicoi și Filipești de Pădure. Perchezițiile au fost desfășurate în continuarea celor efectuate recent în comun cu polițiștii de frontieră din punctul de trecere a frontierei Giurgiu, atunci când au fost identificate persoanele bănuite de comiterea faptelor, dar și bunuri materiale. Cei doi soți au fost conduși la sediul unității de poliție în vederea audierii acestora. Momente emoționante marți seara pe scena sălii Europa a Palatului Administrativ din Ploiești, unde a avut loc un spectacol caritabil dedicat Medeii și lui Mario. Doi îngerași de 2, respectiv 3 ani, care suferă de o maladie rar întâlnită în lume. Sunt singurii în România cu această boală și 11 pe tot globul. Printre artiștii care au susținut acțiunea s-a numărat și Nico. Vizibil emoționată, artista a coborât de pe scenă și a mers în public, unde se aflau micuții împreună cu părinții lor. Momentul a emoționat spectatorii care încă se mai aflau la eveniment, dar și pe cântăreață care, printre lacrimi, a continuat momentul artistic. Care te aduce mai aproape de oameni, da? Eu aici aș putea să spun și ceva ce are copii, da? Poți să spui și un pas și vezi să audea altfel vocea ție, mai repede așa. Eu aici ești mai aproape, da? Te consultă mai acum așa de tine. Bravo! Concertul inimilor împreună pentru Mario și Medea a fost unul caritabil, la care s-au alăturat zeci de artiști. Împreună și-au dorit să strângă fonduri pentru cei doi frățiori, Medea de 2 anișori și fratele ei Mario cu un an mai mare. Ambii suferă de paraplegie spastică ereditară tip 56, o afecțiune rară care se întâlnește în cazul a 13 copii pe glob, între care cei doi copilași diagnosticați în țara noastră. Pentru ei, șansa la o viață normală are un preț imens, 1,2 milioane de euro, un vaccin inovator care poate fi făcut doar în Australia. Până acum, părinții au reușit să strângă jumătate din sumă. Povestea a cutremurat-o pe artista Nico, prezentă la eveniment. Cu greu a reușit să-și stăpânească emoțiile, însă a continuat momentul artistic în aplauzele publicului. Pentru cei care vor să-i ajute pe părinții Medeei și a lui Mario să ajungă cu cei mici în Australia, o pot face donând în conturile bancare deschise la ING Bank. Contul în euro RO55INGB00009999111076448, iar contul în lei RO80INGB00009999111066686. Titularul celor două conturi este Voina Vlad Adrian. Joi la Centrul Județean de Cultură va fi organizat un grup de suport pentru persoanele care suferă ori au trecut prin experiența unei probleme oncologice. Acțiunea, susținută de psihoterapeutele Isabela Neagu și Gina Păiș, va beneficia de prezența Vioricăi Neagu, care va povesti invitațiilor despre experiența prin care a trecut în urma unei astfel de maladii.
Întâlnirea gândită asemenea unui grup de suport ce va fi organizată în sala Orion a Centrului Județean de Cultură va avea loc începând cu ora 14:30. Organizatorii explică faptul că întâlnirea nu este doar pentru pacienții oncologici. Și în prezența unui speaker motivațional, care este Viorica Neagu, este un speaker motivațional pentru că este o supraviețuitoare, o învingătoare a acestei maladii, care știm cu toții că este foarte dificilă și că unii dintre noi pierd această bătălie, este în special pentru persoanele care suferă de această maladie, pentru cele care au învins și sunt supraviețuitoare și vor să-l spună poveștile de viață și mai ales este pentru cei care au o rudă, pentru aparținătorii celor care au asemenea maladie. Invitata specială a evenimentului este Viorica Neagu, o învingătoare prin definiție, care a traversat o experiență cutremurătoare în lupta cu cancerul. Este un eveniment despre care ne dorim să vorbim și în timp, ne dorim să fie prima ediție și să urmeze și alte ediții la fel de frumoase, pentru că eu o să joc rolul celei care și-a pierdut mama în lupta cu această boală. O să fie un moment pe care eu vreau să îl dedic dincolo de stele și dincolo de cer. Și să ne aducem aminte că aici sau acolo întotdeauna viața învinge. Noi trebuie să mergem mai departe, chiar și atunci când ne pierdem pe cineva drag. Și trebuie să învățăm să fim oameni. La eveniment pot lua parte toți cei interesați să descopere povești de viață și modul în care unii oameni au reușit să învingă boala. Noi ne dorim să fie un eveniment care să susțină, de asta se numește grup de suport, să susțină emoțional, psihoemoțional aceste persoane, să audă poveștile de viață, să putem să creștem gradul de încredere într-un diagnostic favorabil și mai ales să reechilibrăm starea interioară. Trebuie să ne reamintim faptul că suntem aici pentru a fi bine și cei de lângă noi sunt pentru noi și alături de noi și evenimentul, vreau să spun, că nu este destinat numai persoanelor care trec prin astfel de situații, au pe cineva în familie, este destinat tuturor. Organizatorii își doresc ca acest grup de suport să devină o tradiție și să fie organizat anual la Ploiești. Stațiunea de cercetare viticolă Pietroasa este unul dintre obiectivele cu care județul Buzău se promovează. Unitatea le oferă turiștilor atât o incursiune în istoria și cultura vinului, cât și posibilitatea de a degusta diferite sortimente de vin. Mini-vacanța de Rusali s-a desfășurat fără mari incidente în județul Dâmbovița. Pentru asigurarea unui climat liniștit, au fost la datorie polițiștii, pompierii, jandarmii și reprezentanții ai agenției antidrog. În mini-vacanța prilejuită de Rusalii, zilnic peste 200 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au fost la datorie. În cele 4 zile, polițiștii de la ordine publică au fost solicitați să intervină la 139 de evenimente, dintre care 84 au fost sesizate prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. De asemenea, polițiștii au fost sesizați cu privire la săvârșirea 91 de infracțiuni, dintre care 44 au fost infracțiuni contra persoanei și 16 infracțiuni contra patrimoniului. Și peste 100 de jandarmi dâmbovițeni au acționat zilnic pentru ca cetățenii să petreacă în condiții de siguranță. Totodată, pompierii au intervenit în toate situațiile de urgență. În plus, jandarmii au fost angrenați și în misiunile de pază și protecție instituțională la obiectivele stabilite în responsabilitate. Totodată, pentru asigurarea măsurilor de ordine de siguranță publică, la anumite evenimente s-a beneficiat de sprijinul efectivelor grupării de jandarmi mobile Ploiești. De asemenea, în această perioadă, jandarmii au acționat atât independent cât și în sistem integrat în municipiul Târgoviște și în alte 10 localități dâmbovițene, unde s-au desfășurat manifestări cultural-artistice. În toată această perioadă, peste 130 de pompieri au fost la datorie zilnic, pregătiți să acționeze pentru protecția și siguranța persoanelor prin asigurarea intervenției operative. Astfel, echipajele de intervenție au acționat la 158 de evenimente, dintre care 21 de incendii, 6 acțiuni la accidente rutiere, o acțiune pentru evacuarea apei din gospodărie și 16 alte situații de urgență. Echipajele SMURD au fost solicitate și au acordat primul ajutor în 114 cazuri medicale. Participanții la festivalul au beneficiat în aceste zile de informații și consiliere de specialitate, iar persoanele aflate în evidența Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog au primit suport și asistență continuă. Totodată, la linia telefonică verde, 17 persoane au fost consiliate de specialiștii antidrog
și au primit informații despre serviciile oferite de Agenția Națională Antidrog. La evenimentele organizate în Dâmbovița au fost prezenți și specialiștii antidrog. Credincioșii ortodoxi se află în postul Sfinților Petru și Pavel. Anul acesta are o durată mai scurtă de doar 5 zile. Pe lângă acest aspect, cei care postesc spun că nu le este greu și datorită legumelor și fructelor deja existente pe piață. Postul Sfinților Petru și Pavel nu are o durată fixă. Începutul acestuia depinde de data la care este sărbătorit Paștele, care la fel diferă de la an la an. Astfel, anul acesta, credincioșii au doar 5 zile de post. Puneți postul perioada aceasta? Bineînțeles. E un post greu? Nu. Mai scurt ca de... Deci un post nu e greu. Anul acesta e și mai scurt, nu? Asta e 4-5 zile. Cu ce se poate ține post în perioada asta? Cu zarzavator, cu fructe. Da. Cum e postul ăsta? E mic. Mai scurt ca de obicei. E ușor, sigur că dacă e o săptămână, două, ce e mare lucru. Mai puțin de... Da, mai puțin de două săptămâni. Mai puțin. Da, e bine. Ce puteți să gătiți în perioada asta de post? Ce pot? Fasolică, cartofiori, pire, far, de toate. Găsiți pe piață tot? E, să de toate, bani să fie. Mai scurt? E mai scurt, dar eu am ținut și pe ăla mai lungul, că Dumnezeu m-a ajutat, dar m-am făcut bine, că am fost paralizat. Ce puteți să gătiți în perioada asta de post? Salate. E mai bune decât toate. Salatele te menține, carnea, ai tot timpul, tot anul să mănânci. Chiar dacă este mai scurt, unii dintre credincioși nu reușesc să-l țină, spun ei, din cauza bolilor de care suferă. Nu țin, că am diabet și nu pot. Dar știți că e mai scurt anul ăsta? Știu că e mai scurt, că am văzut dimineață pe calendar. Da. Se ține ușor dacă se țineți? Da, mai mult de o zi nu pot să țin. Este post, într-adevăr, nu pot să țin că sunt bolnavă de diabet. Și sunt... legată de... dar de obicei țineam post. Dar știți că e mai scurt... E cel mai scurt post, că nu e de... Asta și mai scurt. Mai de sâmbătă, da, da, da. Se ține ușor? Ce ține? Că mai ales acum că e destul de mâncat. E legumele care le mâncăm. E mai rău iarna. Eu nu prea țin post, fiindcă sunt operat pe cord. Și am și un pic de diabet. Ăla trebuie să mănânci ca să iei medicament. Și am și o vârstă. Sfinții Apostol Petru și Pavel sunt prăznuiți sâmbătă 29 iunie. La Muzeul Ceasului din Ploiești se desfășoară pe timpul vacanței ateliere educative pentru copii. Primul derulat a presupus realizarea unui ceas mecanic funcțional. S-a dat startul vacanței educative la Muzeul Ceasului Nicolae Simache din Ploiești. Primul atelier s-a numit Meșterul Ceasornicar. Copiii vor avea ocazia să monteze un ceas mecanic, care la final ar trebui să și funcționeze. Vor participa copii cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, copii din Ploiești și... programul, desigur, va debuta cu o vizită în muzeu pentru ca acești copii să se familiarizeze cu ceea ce înseamnă un ceas, un mecanism de ceas. După ce au vizitat muzeul, copiii au primit instrucțiunile pentru realizarea ceasului. Avem aici caseta cu arc, da, cu rol de angrenare, de redare a mișcării, de punere în mișcare a mecanismului, roțile dințate, componente ale angrenajului mecanic, roata ancărului, un element foarte important pentru menținerea echilibrului mișcării într-un ceas. Aici avem componentele de fixare a roții ancore, sistemul de prindere al pendulului. Fixăm ciocanelul, dragilor. Ciocanelul care o să bată în clopoțel. Bine? L-ați fixat? Foarte bine. Și acum căutăm butonașii din plastic cu ajutorul cărora fixăm și ciocanelul și clopoțelul. Unii dintre micuți s-au aflat pentru prima dată la muzeu. Ai mai fost până acum la Muzeul Ceasului? Nu. Și cum ți se pare aici? Frumos. Ce vezi aici? Ceasuri. Multe? Multe. La bunica am un ceas de perete.
Și așa afli tu câte ceas? Da. Credeam că o să întârzi, pentru că a trecut limba mare de 8 și credeam că e la 8, dar era la 10. Deci n-ai întârziat. Nu ne-am întârziat. E important ceasul pentru noi? Da. De ce? Pentru că dacă nu avem ceas, noi nu o să știm când ne trezim și o să dormim mult, mult, mult. E important să știm cât e ora? Da. De ce? Ca să nu întârziem. Atelierele desfășurate la Muzeul Ceasului vor continua. Săptămâna viitoare avem din nou teme interesante pentru copiii din Ploiești, respectiv realizarea unei nisiparnițe, dar și realizarea unui colaj cu un ceas. Un ceas în culori și de data aceasta. Programul complet de vacanță la Muzeul Ceasului Nicolae Simache poate fi consultat pe pagina de Facebook a Muzeului de Istorie Prahova. Stațiunea de cercetare viticolă Pietroasa este unul dintre obiectivele cu care județul Buzău se promovează. Înființată în 1893, este prima unitate de acest fel din țară și un etalon în cercetarea viticolă și oenologică românească. În cadrul campaniei de promovare a turismului numită La noi în Buzău, derulată de Consiliul Județean Buzău, a fost recent prezentată în mediul online stațiunea de cercetare viticolă Pietroasa, fiind considerată capitala viticulturii buzoiene. Aici este locul ideal în care te poți bucura de o degustare de vinuri, o experiență oenologică și gastronomică de neuitat. Cercetarea, dezvoltarea și inovarea sunt de peste 125 de ani activitățile de bază la Pietroasa. Expoziția sudică a versanților, solul fertil și calcaros oferă condiții unice pentru cultura soiurilor aromate. Stațiunea de cercetare viticolă Pietroasa a fost înființată în urmă cu 131 de ani. În 1929 a intrat prin decret regal în proprietatea Academiei de Înalte Studii Agronomice din București. Astfel, aici s-au pregătit multe generații de specialiști. Crama stațiunii adăpostește tezauri lichide de la Pietroasa, în colecția de vinuri fiind peste 100.000 de sticle. Cel mai vechi este tămâioasa românească, 1942, iar cel mai apreciat sortiment de vin este tămâioasa românească 1986, acesta obținând și cele mai multe premii la concursurile naționale și internaționale. Stațiunea de cercetare viticolă Pietroasa le oferă turiștilor atât o incursiune în istoria și cultura vinului, cât și posibilitatea de a degusta diferite sortimente de vin și preparate culinare tradiționale. FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu fotbalistul francez Didier Keita. Sportivul a intrat deja în programul de pregătire al lupilor desfășurat în Turcia. FC Petrolul Ploiești are un nou jucător. Clubul a ajuns la un acord cu fotbalistul francez Didier Keita, în vârstă de 27 de ani. Acesta deja se antrenează în cantonamentul din Turcia al lupilor. Keita evoluează pe postul de mijlocaș central, iar întreaga carieră de până acum și-a petrecut-o în fotbalul din Hexagon. Angajamentul noului echipier al galben-albaștilor se va întinde pe durata a 3 ani. Sportivii secției judoca de la CSM CFR CSS Ploiești au participat cu succes în finala Cupei României. Aceștia au obținut 3 medalii de argint și una de bronz. Concurența a fost mare. În competiție au intrat peste 100 de concurenți. Sportivii secției de judo ACSM CFR CSS Ploiești au participat în weekend la Satu Mare la finala Cupei România și finala Campionatului Național de Luptă la Sol pentru Seniori. Aceștia au reușit să obțină 4 medalii, dintre care 3 de argint și una de bronz, 4 locuri 5 și 3 locuri 7. Medaliile au venit în Cupa României, competiție în cadrul căreia Vanessa Tolea, Rareș Arsenie și Alexandru Petre au obținut argintul, iar Ana Tunea medalia de bronz. La Cupa României au participat 110 sportivi de la peste 40 de cluburi din țară. În finala Campionatului Național de Luptă la Sol pentru Senior, la startul căreia s-au aflat 95 de sportivi, Alexandra Ciurcă a ocupat locul 5 la categoria minus 63 de kilograme, iar Ioana Petraru a fost pe locul 8 la categoria plus 63 de kilograme. Sportivii de la CSM CFR CSS Ploiești sunt pregătiți de Gheorghe Savu, Mihai Trandafirescu, Doru Munteanu și Cosmin Slăveanu. La Buzău a avut loc recent Cupa Piticoții. Micuții șahiști au avut rezultate remarcabile în cadrul competiției.
În cadrul Clubului Municipal Gloria Buzău s-a desfășurat zilele trecute Cupa Piticoții. În urma partidelor de șah s-au înregistrat următoarele rezultate. La băieți, pe locul 1 a fost Rareș Cristian Crăciun, pe locul 2 Cristian Bârsan și pe locul 3 Leonard Urmuzache. Asta în timp ce la fete, pe locul 1 s-a clasat Maria Papuc, pe locul 2 Letiția Lazăr și pe locul 3 Teodora Stan. Doamnelor și domnilor, știrile au ajuns la final. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Eu sunt Ioana Catană și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!